Domnului prim-ministru al României, Dacian Cioloș. Domnule prim-ministru al României, vă scriu animat de profunde sentimente frățești pentru a vă semnala o problemă gravă care afectează interesele identitare deopotrivă ale cetățenilor români din Republica Moldova, dar și ale celor două state românești. Timp de 25 de ani, autoritățile din România au recunoscut dreptul minorilor de a obține cetățenia română odată cu părinții, fără ca dosarul părinților să conțină o cerere și pentru copiii minori. În baza rigorilor prescrise de lege, mii de cetățeni ai Republicii Moldova au redobândit legitima cetățenie română, la care părinții sau buneilor nu au renunțat binevol niciodată, acest drept fiindu-le luat de comuniști odată cu reocuparea Basarabiei de către Rusia Sovietică. Direcția pentru evidență persoanelor și administrarea bazelor de date a Ministerului Afacerilor Interne a României și-a schimbat subit practica. Astfel, mii de cetățeni români, în special basarabieni, s-au pomenit fără cetățenia română. Ultima perioadă, autoritățile române înscriau în registre de stare civilă copii celor care dobândeau cetățenia română, chiar dacă aceștia nu fuseseră declarați în procedura de redobândire a cetățeniei părinților. Acum însă, dacă unul din părinți nu declară copiii minori și nu cere acordarea cetățeniei române și pentru aceștia, norii nu obțin automat cetățenia română, iar cel mai grav este faptul că autoritățile de la București aplică retroactiv aceste prevederi. În consecință, mii de cetățeni români, în special născuți în Basarabia, s-au lovit de aceste dure bariere birocratice, fiind în imposibilitate de a obține un nou pașaport român, pentru că Ministerul Afacerilor Interne al României nu le mai recunoaște cetățenia română, obținută odată cu părinții. Aceste neclarități legislative, normative, lipsesc mii de cetățeni români de un drept fundamental, punându-i într-o situație fără de ieșire, obligându-i să parcurgă un nou drum birocratic, însă fără rezolvarea problemei. În aceste condiții, vă rog, domnule prim-ministru Cioloș, să propuneți guvernului pe care îl conduceți o ordonanță de urgență care înlătura lacunile legislative sau normative din legislația României, astfel încât cetățenii noștri să poată beneficia de toate drepturile lor constituționale, inclusiv de perfectarea pașapoartelor. Înlăturarea cât mai gravnică acestor inadvertențe legislative ar lipsi forțele antinaționale și acționare de argumente speculative pe acest subiect, cu urmare răsuneri și impact, la Chișinău și mai ales acum când în Republica Moldova a început perioada electorală, alegerilor președintelui, iar forțele proruse și antinaționale nu ratează nicio ocazie să arunce cu pietre în grădina proditoare a României. Domnule premier Cioloș, ceea ce vă solicit eu, în numele a numeroși cetățeni români din stânga Prutului, este corectarea acestor inadvertențe legislative. Dar știm cu toții, și eu și dumneavoastră, că soluția cea mai bună pentru aceste probleme și multe altele cu care se confruntă românii și cetățenii români din Republica Moldova este una singură, istorică și mântuitoare, realizarea cât mai grabnică a unirii celor două state românești. În ceea ce mă privește, sunt absolut sigur că, devenind președinte al Republicii Moldova, voi putea să pregătesc societatea noastră către unirea care trebuie să se realizeze pentru vecie în 2018. Așa să ne ajute Dumnezeu.